pierd antrenamentul. Deja? Nu știu cum să faci. Bine ați venit la Vloguleț. Să trăiți! Astăzi suntem într-un mod de vloguleț super activ, așa. Ne-a fost foarte dor de voi. Foarte dor. Chiar ne-a fost dor și abia așteptam să prindem puțin timp. Să mai lăsăm, Doamne iartă-mă, cărțile alea la o parte. Să mai lăsăm fasting-ul. Că trebuie să vă povestesc despre fasting-ul lui Doru. Urmează să vă spun ce boacă n-a făcut. Urmează să am și un rant. Urmează multe lucruri în vlogul ăsta, pentru că avem multe lucruri de recuperat și de povestit. Așa că țineți-vă bine că vă hămați la o treabă foarte complexă astăzi. Vreau să vă spun că avem în primul rând de returnat niște pantofi. Am fost super excited și spuneam lui Doru: gata, ăștia sunt, nu mă voi răzgândi, totul va rămâne așa cum am stabilit. Până când au ajuns și am fost foarte dezamăgită de felul cum arată la mine în picior. Ei de altfel sunt ok, n-au o problemă reală, dar eu am o problemă cu ei. Arată așa, au acest scalop, se numește acest model. Și bineînțeles că sunt foarte țuguiați, chestie care mie nu mi-a plăcut. Oculețul e super ok, speram că sunt pantofii vieții mele, dar nu sunt. Și trebuie să-i returnăm la John Lewis. Dar tu știi că noi avem John Lewis în Sheffield? Este nu parcam noi la John Lewis când mergeam la patiserii Valerii? Aolo, ba da. Deci nu trebuia să ne cărăm cu ei. Acum o să zic că ăștia că i-am purtat până în Sheffield, da, până în Leeds. Nu i-am purtat, i-am pus în picior, i-am zis Doru: it's a no. Din partea mea, nu-mi plac. Mie nu-mi plac ca un material pe deasupra. Sunt satinați, că așa trebuie să fie. N-am găsit niciunii de piele. Dar e, nu știu cum să zic, nașpa. Adică vorba aia, spică ketchup-ul, bă, din hot dog. Ce vorbești, domnule? Da. Deci, practic, avem o zi în care eu sunt pusă pe returnat lucruri, pe colectat lucruri, că am și de colectat niște lucruri, și pe mâncat lucruri, ca în fiecare zi de altfel. Avem de povestit și de recuperat multe, cum ar fi ce a făcut Doru în momentul când s-a apucat de fasting. Deci, hai mă, încep și tu cu lucrurile pozitive. Lucrurile cu alea pozitive. Frumoase. Uite, Mihaela și Cosmin ne-au trimis un cadou la cutia postală extraordinar. Să rămână. Așa este. Da, în primul rând, hai să o luăm cu lucrurile pozitive. Te vezi pe un vibe pozitiv, da. Am avut prilejul să sărbătorim și astăzi, practic, atunci am sărbătorit așa în căsuță amândoi cu un pahar de suculeț, pe care l-am băut tot eu și pe al lui Doru, pentru că așa cum am spus, el ținea fasting. Vedeți cum ne întoarcem la aceeași idee. Am sărbătorit 7 ani de căsnicie. Yay! Da, și am sărbătorit așa drăguț împreună, iar în timpul zilei, în timp ce eram super, pentru că vinerea a fost o zi îngrozitor de ocupată, a bătut poștașul la ușă și a adus un colețel pe care scria "For someone special". Da. Eu, de altfel, aștept mai multe colețele și am crezut că este unul dintre colețelele alea. Pe acesta nu l-așteptam, dar am zis, uite ce drăguț e împachetat. Eu mai primind de altfel, atunci când am luat cetățenia de la ei, un astfel de colet, dar nu, n-am corelat, pentru că corelasem colețelele pe care le aștept. Și în momentul în care le-am deschis, am văzut felicitarea pentru The Lovebirds. Și felicitarea acolo, niște mesaje foarte frumoase de la Mihaela și Cosmin, împreună cu o ciocolățică Toblerone. Da. Ciocolățică, ciocolățoaie, mai bine. Ciocolățoi? E, fiind eu între două coluri, am zis: "Oh, ciocolată, mi-e și așa foame, nici n-am timp să mănânc, să bag ciocolată." Instant am mâncat două triunghiuri din alea, pentru că mie îmi place foarte mult ciocolata asta. Și eram pur și simplu, în momentul când am intrat în col, mă uitam să nu am pe la gură ciocolată, pentru că na, vreau să fiu această serioasă persoană de finanțe, nu-i așa? Și am mâncat ciocolata, ne-am bucurat împreună, am zis ce gest frumos, chiar ne-a surprins foarte frumos și ne-am bucurat în sensul foarte că eu m-am uitat. El s-a uitat cum eu mâncam ciocolată. Ei, seara, primesc mesaj de la... că am pus poză pe la mine, la Delia Mărâru pe Instagram, dar și la Duo Veselia, desigur, pe contul nostru de Instagram comun, am pus poza cu felicitarea și ciocolata. Și primesc mesaj de la Mihaela și Mihaela îmi spune: auzi, ciocolata aia e așa pe ambele părți? Că văzuse doar o parte. Dar tu știi că eu am crezut că ea atunci referă la faptul că trebuie să ne uităm realmente la ciocolată? Nu, eu m-am prins la ce se referă, zic. Eu nu m-am prins la ce. Nu știu, zic că nu m-am uitat la ambalaj. Eu, vita pământului, disperată după ciocolată, dar în apărarea mea pot să spun că este un arată cât de mult sunt interesată de conținut și mai puțin de ambalaj. Deci, da? Așa, conținutul fiind ciocolată, desigur. Și zic, nu m-am uitat, zic, îmi cer scuze, mă duc repede la birou, mă uit și, într-adevăr, pe partea cealaltă a triunghiului scria foarte frumos "Happy Anniversary". Delia, disperată după ciocolată și zahăr, zahărurile, am, bineînțeles, înfulecat ciocolata fără să ia în calcul gestul frumos, că și pe
cealaltă parte a triunghiului scria Happy Anniversary. I-a spus Mihaelei povestea așa cum a fost, pentru că asta sunt, cu asta defilăm. Dar ciocolata a fost foarte bună, dar gestul ne-a încălzit foarte mult și ne-a plăcut enorm. Da, da. Da, știi că a venit poșta de două ori în ziua aia. Da. Eu tot o amân să nu... Eu tot uit ce se întâmplă în viața mea. A, păi, da, așa. Lasă că de-aia mai pe mine, mai. Ce s-a? De ce a mai venit poșta? A mai venit un colet, unul micuț, așa ia zi, cu DHL, ți-amintești? Da, în aceea zi, în aceea zi, cel mai important lucru al anului ăsta, până acum cel puțin. Da, și cine din nou, cine mă urmărește pe Instagram, știe că a venit pașaportul britanic. Sunt absolutamente, nu mi-închipuiam vreodată în viața mea, sunt super fericită. Realmente, în momentul de față, sunt oficial cetățean britanic cu acte în regulă. Mulțumesc, aplauda, mulțumesc, dar nu tuturor. Pot. Da, nu, ține. Vreau să fim un cetățean britanic viu cu acte, da, regulă. Da, să vedeți ce pașaport, ce culoare dubioasă au ei la pașapoarte, da? Așa. Și... ca sângele meu, albastru, da, cu picățele. Bineînțeles, primul lucru pe care l-a spus Delia, aolo, ce poză! Da, bine, tipic am feminin, deschis poza și am zis, hai, lasă, că nu se uită nimeni, se uită toată lumea la copertă, că scrie acolo foarte frumos. Ia zi, ai fi vrut să-ți mai treacă la înălțime mai mult, nu? La înălțime nu, la ochi au trecut albaștrii, în ciuda lui Doru, care, bineînțeles, e verde-verzi, nu știu despre ce vorbește. A, stai, mă, sunt daltonist. Și acum să revenim, să revenim la fastingul lui Doru. Am să vă spun așa, că soțul meu a venit la mine într-o zi și a spus, gata, mă apuc de fasting. Foarte bine, bravo, ție ai mai făcut, eu o să fac după examen. Deocamdată nu mă, am spus, am motivul ăsta care mă ține foarte bine în bucătărie, în frigider. Și am zis, nu, și cu ciocolată, și nu mă las de el. Și îmi zice, da, mă apuc, o să țin așa, cred că o să țin primele două zile, zice el. Zic, bine, domne, că ai mai ținut și înainte, ai ținut și trei. Zic, ține fasting, cum te simți tu bine, așa faci. Trece o zi, trec două, vine a treia zi și spune Doru, zic, Doru, a venit timpul, hai, mănânci? Și el zice, nu, țin și astăzi. Cât am zis, 90 de ore parcă, nu? Da, zice, țin și astăzi, vreau să fac cel puțin 96. Zic, bine, dar cum te simți? Zice, mă simt bine. Se fac și 96 de ore, nu mai știu câte zile au trecut, că deja le pierdusem șirul. Și zic, Doru, deja? Astăzi mănânci, nu-i așa? Că ți-ai împrins deja cele... zile întregi care mâncai singură? Da, eram de zile întregi, aud mâncând. Da, cam așa e. N-aud mâncând. N-aud mâncând, n-aud năsucul umestecând. Zice, nu, stai că m-am gândit că mă răzgândesc. Zice, o să țin 100 și nu știu câte. 120 am zis, da. Zis. Zic, cum adică? Zice, da, că fii atent ce am făcut. Zice, tu nu ți-ai dat seama în ultimele zile, dar eu nu am mâncat de vreo 4 zile, 5 zile, nu mai știu. Ce n-am mâncat, dar am ținut de data aceasta dry fasting. Hard dry fasting. Hard dry fasting. Zic, aolo, zic, ce mai e și asta, ce găselniță, în ce sectă ai intrat, unde te-ai băgat? Zice, fii atentă, zice, am făcut un research și există această idee de hard dry fasting. Eu cred foarte tare în fasting. Eu da. Și cred foarte tare în fasting atâta vreme cât te ții de el și cât te simți bine și cât poți, din nou. Înainte ca toată lumea să sară și să vină toți trolii, nu suntem niciunul, nici celălalt avizați să dăm sfaturi. Noi vă spunem doar ce facem noi cu corpulețul nostru, pe care îl tratăm așa cum dorim noi. Crește al ca nostru un parc de distracții. Da? Și în felul în care ne simțim bine. Eu cu fasting am slăbit foarte mult, am slăbit 12 kg, a fost singura metodă prin care am slăbit, încercând și diferite diete înainte, m-am echilibrat și hormonal, știu că nu pare uneori, dar credeți-mă pe cuvânt, am făcut analize și pentru noi funcționează. Treaba asta cu hard dry fasting, never heard, never tried, dar Doru zice, fii atentă, zice, ăsta este un fasting prin care tu nu mănânci. Ciclu complet este de 11 zile. Zic, hai de capul meu, câtă economie la mâncare. Și nu mănânci, dar nici nu bei apă. Dar nu că nu bei apă, nu te atingi de apă. Și eu zic, poftim? Nu bei lichide și nu mănânci nimic. Pur și simplu lași corpul să intre într-o autofagie și într-o creare de stelule. Stem? Da. Deci stelule. Deci ce? Într-o creare de celule stem. Și practic se regenerează și este un full reset. El bineînțeles că n-a putut să țină toate cele 11 zile, pentru că noi sâmbătă, din cauza ei, din cauza lui Nazar și a Irinei, am avut mare chermeză, mare la Nazar și la Irina, ne-au chemat pentru că a fost ziua Irinei, pe bune de data asta, da. Și am fost acolo cu toții, împreună cu Remus și Mariana, cu copiii, a fost foarte, foarte drăguț, ne-am distrat, eu eram un pic...
Deci accruals și prepayments. Cum faci cu costing-ul ăla? Eram un pic stresată și Mariana, draga de ea, tot timpul mă întreba, ești ok, ești ok? Că pur și simplu pe mine nu știu de ce naiba se vede și deja mă îngrijoram că le stric chef-ul, că sunt de party pooper. Dar eu chiar sunt stresată cu examenul ăsta. Și doar pentru că am avut chenuezăra aia asta, a trebuit să mănânce. A trebuit să rup fasting-ul o zi înainte, o zi înainte, a trebuit să mă pregătesc. S-a pregătit, a băut mai întâi apă, după care a băut apă cu lămâie, după care seara a mâncat. Și după aia, a doua zi, sâmbătă, a mâncat din nou și nu i-a picat foarte bine, pentru că, bineînțeles, după o zi, după atâtea zile de fasting, o perioadă destul de lungă, Nazar nu ne-a primit cu o măsuță. Hai să venim și noi la o măsuță, vă dăm o pizza. Nu, Nazar a făcut full menu, de la prawn cocktail, care a fost delicious, până la ribs de beef. Da, niște coaste de vită, boi, de potato. Da, deci sunt efectiv. Dar preparate într-un fel foarte special, cu niște sosuri, el având și experiență în bucătărie, cu niște foarte sosuri deosebite. Și bineînțeles că primul care mi-a lovit salata aia, deci a făcut, da, o salată în mijlocul mesei. Enormă, cu avocado, wow, cum a fost. Și aranjamentul, și chiar ne-am simțit ca la un restaurant, deci au amândoi au un gust teribil pentru atât pentru gusturile mâncărurilor, cât pentru aranjamente, efectiv estetic, ochi, estetic, asta este. Și bineînțeles am terminat apoteotic cu un tort Raffaello, ceva senzațional. Și doar am mâncat din toate. Și s-a simțit dubios, pentru că nu s-a simțit ca atunci când mănânci, când mănânci de obicei. A simțit, dar ideea e că mâncam, luam 4 guri, 5 guri și mă simțeam full. Trebuia să stau, mai dau o gură de apă. Deci, ca să vezi cât de interesant e. Mie mi se pare interesant treaba, dacă poți și el poate. El se simțea extraordinar. Doamne, făcea pe bicicletă, pe eliptic, mașina sau cum da, se numește. Da, în ziua 5-a eu dădeam la eliptic, am făcut 150 de calorii la eliptică. Da. Și eu nu pot să fac nici minte că gâfâi după ce am băgat 3 burgeri. Și el dădea la bicicletă după 4 zile de nemâncat. Eram ok, fine. Personal, dacă mă întrebați, eu sunt adepta echilibrului. Dar dacă poți să îți găsești echilibru într-o extremă, știu, sună dubios, dar dacă corpul tău efectiv poate să se reechilibreze în extreme de genul ăsta, fiecare să facă ce vrea. Eu personal am văzut beneficiile, într-adevăr s-a simțit foarte bine, a slăbit, nu n-am mai avut ciarcăne în perioada aia, da, că să vă spun și părțile pozitive, da. De tot, și nu am avut o problemă. I-am spus, după mine poți să faci ce vrei tu. Singura problemă pe care o am este să nu riște ceva, să nu se îmbolnăvească, la capitolul rinic, la capitolul orice. Și el a zis, nu, că mă simt bine, că ai încredere în mine, că nu mă duc la extrem, dacă simt că ceva e în regulă, logic ajustez. Și am încredere că face asta, că știu că nu este plecat de acasă ca nevastă sa. Și în urmare a ținut zilele astea. Văd că s-a simțit extraordinar, 6 în total. Deslăbit, a slăbit. Puncte minus, n-am ce să vă spun concret, punând degetul pe ceva ce s-a întâmplat, ci doar ce s-a întâmplat în capul meu. Că eu mă gândeam, aolo rinichi, aolo deshidratarea, aolo... De câte ori am mers la toaletă pe zi? De mers, că l-am întrebat la una, zic, măi, zic, tu te... L-am întrebat, eu ăla de nevastă, soț, tu te duci la toaletă sau nu te duci? Că ce-am zic, chemat-o să vadă! Că eu credeam că mă minte, că eu așa sunt, eu sunt control freak, pentru că mie mi se pare că rinichii sunt un organ foarte important și în momentul în care faci un lucru mai anapoda și îi blochezi sau, Doamne ferește, se întâmplă ceva, faci pietre, e foarte dureros și foarte periculos. Sunt un organ de care noi nu suntem conștienți cât de important este. Noi ziceam, inima, creierul, da. Dar sunt foarte, foarte importanți și atunci pe mine acolo m-a panicat când mi-a zis că nu bea apă. Că cu mâncatul știu că omul rezistă mult și bine și slavă cerului avem și de unde. Da, și cu nemâncatul, știi că teoria comună e că omul moare după 3 zile de nemâncat și nebăut. Nu știu, că n-am făcut research, dar știu că cu băutul e important. Mă rog, s-a simțit bine, acum știu, toată lumea o să vină să spună, vai, fiecare să facă ce vrea, dar eu nu, nici nu critic, nici nu aplaud, pentru că este o chestiune de ca opțiunea fiecăruia și nici nu recomand, să vă spun sinceră. Eu, cel puțin, în ceea ce privește fasting-ul, eu țin fasting peste zi. Cel mai mare pe care l-am ținut a fost acela de 48 de ore, pe care l-am și documentat aici pe vlog. Așa, și mai sunt oameni aici, de exemplu Cosmin, el știu că ține fasting. Da, el face every other day. Da,
Deci sunt oameni cărora le merge bine cu treaba asta, așa cum teoria mea este că sunt oameni cărora le merge bine cu diverse lucruri. Unora cărora le pică bine cu carne, altora cărora le pică foarte bine doar cu vegetale. De asta spun că sunt lucruri care sunt atât de multe, atât de mulți factori care vin aici. Factori genetici, metabolism, tot ce ai de prin familie, cum te simți tu bine, psihologic joacă un rol foarte important. Da. Bun. Știi ce m-a durut pe mine? Ce mi-a fost cel mai greu? Cred că cel mai greu mi-a fost presiunea socială. Da. Dar asta n-ai avut-o din partea am ta. Am avut-o și din partea ta, pentru că în momentul în care în a patra zi tu ai aflat că este fără apă. Da, păi de asta. În a patra zi ai intrat în panică și ai început să pui pe mine presiune socială. În sensul, trebuie să faci ca așa să faci. Da, eu v-am zis în ceea ce privește apa, dar în rest n-am o problemă, domnule. Nu o să dau detalii cum am făcut ce am făcut. Dar voi mai face o dată treaba asta și o voi ține complet de 11 zile și atunci voi documenta întreg procesul. Voi Remus, Mariana, fiecare zi. Nazar, Irina, ia vedeți care vă faceți o zi de naștere, no, ceva? Nu mai, hai până să a șasea zi, așa, ca să... Mihaela, Cosmin, voi n-aveți ceva, un văr îndepărtat care își sărbează vreo zi de naștere, vreo nuntă, vreun botez, o tăiere de moți, să venim și noi să mănânce omul ăsta, că el e pus pe treburi mari. Da, vedem, asta este treaba cu fasting-ul, iar treaba cu ziua de astăzi... Abia am făcut un ketchup. Este acum. Doar ketchup-ul, dar sigur voi mai avea chestii să vă spun, dar eu abia aștept să ajungem în Leeds, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut. S-a rezolvat foarte repede cu pantofii, i-am dus acolo, i-a scanat, gata, îi face refund. Nu mă așteptam să fie atât de rapid, dar mă bucur. Data viitoare merge și noi, mă, la noi, în Sheffield Stand, unde? În Sheffield Stand, nu știu, n-am găsit, nu găsesc ce vreau să fie pe placul meu. Dar e bine că am scăpat repede de ei, i-am comandat de pe site de la John Lewis, au venit repede acasă, i-am probat, nu mi-au plăcut, aveam opțiunea să-i returnez cu poșta, dar am preferat să-i aduc în magazin, dacă tot am venit până aici. Ia ziceți tovarășa, unde mergem și ce voucher spargem astăzi? Astăzi mergem, am primit de ziua lui Doru, voucher de la Mihaela și Cosmin, să mergem la un restaurant aici în Leeds pentru afternoon tea. Și am zis că dacă tot nu am făcut nimic de ziua noastră, de celebrarea căsătoriei, să facem astăzi. Dar până una alta, mergem în paradis. În orice paradis. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Acum câteva săptămâni, aproape o lună și ceva, am făcut noi o comandă și noi v-am dat un hint așa, v-am arătat un pic. A fost undeva unde cu diamante, cu treburi, cu socotel, cu d-astea, dar noi nu avem treabă cu diamantele, că nu avem noi bani de diamante. Nici nu am, nici nu ideea de diamant, mă, așa se numește. Diamond Heaven se numește, da. Dar, pur și simplu, ideea și comanda pe care am plasat-o, o așteptăm de multă vreme și, în sfârșit, mergem acum mergem să luăm. Dar ce liber e Leeds duminica asta? Îmi place așa. Și mie îmi place, nu? Așa. Sâmbăta e nebunie, dar duminica știu că de obicei e mai liber, pentru că se închide repede. La 4 e aici pustienie. Dar am sosit în momentul potrivit. Undeva pe aici trebuie să fie, pe dreapta, Delia. Așa mi-am amintesc data trecută. Da? Da. Așa zice și ceasul. Sau am făcut prea devreme la dreapta? Cred că am făcut prea devreme la dreapta. Cred că e pe partea cealaltă. O stradă plină cu... bijuterii, da, este strada bijutierilor. E plin de firme din astea care asta fac. Da. Vând bijuterii, dar bijuterii serioase, nu gablonțuri, nu vă luați după două. Ce vinde băiatul ăsta aici? Nu sunt pic. Clătite. Clătite. Patrulile au clătite. Acasă. Bă, și mai ales știu că îți place mult. Da, mult de tot, tortulețe. De 4 lire voiam să zic că fac și 6 clătite și un tortuleț de mere. Da, nu doar așa oricum. Știi ce mai era aici, în orașul ăsta minunat, în Leeds? Era Cârtoș, dacă da, dar nu știu unde. La capăt. Stai un pic, stai să ne uităm, ia să vedem dacă mai e. Nu mai e, nu mai e. Era unde era House of Fraser, acolo, dar nu mai e. Ai. Ne, cum e? Niște nemele mai fie. Asta a fost în jurătura mea. Da. Asta e strada cu bijutieri de aici, din Leeds. Mă rog, asta o știu noi, ar mai fi și altele. Și undeva aici avem și noi treabă. La Diamond Heaven am și văzut acolo. Deci am venit să colectăm verighetele, iar a mea este prea mică. Dar am dat-o la resize. Este măsura... I în momentul de față, iar eu am J, da. Pentru că aici e în litere. Da, e perfect. A ta m-aș da, tine m-aș da să fie
fie probleme, dar anyway. Culmea e că îmi și place foarte mult ce inspirație am avut când am ales, da, am ales, și, am avut un proces vreau complex. Vreau să vă spun că urmează să mai așteptăm 2-3 săptămâni și eu sunt atât de supărată și dezamăgită, no, că parcă făceam ceva cu ele mâine, da. Da, mâine nu facem nimic cu ele, mai e până atunci. Dar măcar le-am văzut și așa făcușel. Da. Acum mergem la restaurant, cu toate că suntem cu o oră mai devreme, să vedem dacă ne primesc oamenii acolo. Dacă nu, asta e, ne mai plimbăm și așa e cald afară. E... Da, ia uite, poate că lumea e cu geacă. Poate că sunt și eu încă nu mi-am pierdut speranța. Nu e, domnule, era chirtoșul acolo, nu mai e. Ăsta e în continuare cu falafelul lui aici. Nu, falafel nu, dar este singurul loc în care eu am găsit chirtoș în toată Anglia. Deci dacă știți bun, pe apropo, undeva, spuneți-mi și mie. Eventual în Sheffield. Eu iubesc chirtoșul. Da, mi-aduc aminte că la târgurile alea din Sheffield venea și cu chirtoș. Am găsit când mergem în Londra. Habar n-am. Dar nu ne uităm niciodată la takeaway, dacă au. Nici m-am uitat, nu, că nu m-am uitat să văd dacă există Hungarian food pe undeva. Omul, dar m-am împins-o atât de tare încât acum mă doare degetul, pentru că eu eram, nu, intri! Și pur și simplu nu e, e chestiune de nacă, deci nu e chestiune da, de... Da, e osul. Am zis, bă, poate m-am îngrășat, dar nu e, că simțeam că e osul care stă... Hai să mergem la restaurant. Să mergem undeva aici. Aici. Este într-un colț opus față de o ceva. O fi păstrat pe acolo, pe unde e Wagamama? Bar n-am, dar zice level 5 aici. Nu se poate, că ăsta n-are 5 niveluri. Nu e, deci clar nu e în Trinity, vezi? Scrie level 5 Trinity. Și ăsta n-are cât de level. Am zis noi că am mai devreme. Cred că o să dureze mai mult să căutăm cârciuma, să știi. Te văd așa dezorientată. Sunt puțin, că nu înțeleg care e level 5, că ăsta n-are cât... Hai să ne uităm acolo, uite că există parcă... pe harta aia mai multe niveluri. Ia să vedem ce avem aici. Cum se cheamă? Se cheamă Craft House. Ia vezi aici. Craft House, ia uite-l. Fifth floor. Fifth floor. Păi și unde e? I don't get it. Ok, fifth floor 137. Ce înseamnă fifth floor aici? First GLG. Nu înțeleg. Stai așa, 137. Păi da, trebuie să găsești fifth floor și aici nu ai decât first floor. Dacă ne-au trollat. Craft House 137, da, aici desfie. Deci 136 și 137, vezi? Sunt în felul ăsta, sunt cu oranj, ceea ce înseamnă că e undeva într-o parte unde există o parte mai înaltă. Să fie mai desfie sus aici, nu? Păi cred că da. La nivelul calului, cum să spune. Să luăm treptele pe aici, să urcăm, să mergem pe sus, în parte. Ia vezi ce zice harta ta, măcar să ne orientăm geografic, dacă nu știm pe nivel, da. Știi, nord, sud, vest. Zice că e bine să o luăm pe aici, da? Și să urcăm scările. Hai, domnule, că facem numai boacăne. Să putea să nu facem noi niște boacăne. Ai, da. Which is fine, că sunt boacăne distractive. Dar n-am făcut noi boacăne, adică e pur și simplu de așa. Ia uite ce, uite acolo e! A, e sus acolo! Ce frumos, vreau să zic, mamă, uite ce bătaș! Uite, acolo e! Da! Păi bine că nu e acolo! Da, da, da! Vai, dar ce frumos e! Și stăm așa afară de gerăm acolo? Da, da, da. Ai de capul meu! Dar am zis că ne trolează. Ne trolează, da. Nu, Mihaela și Cosmin au ales un loc super frumos. Uite cât de frumos e. Noi nici nu l-am băgat de seamă, e prima dată când îl văd. Dar cum ajungem, domnule, acolo? Cred că trebuie să mergem în partea aia, că acolo sunt lifturi. Hai că suntem exact ca curca în crăș, pe cuvântul onoare. Deci curca deci, în crăș la am stat în orașul ăsta și veneam. Da. Vreau să vă spun că atât cât am stat în Leeds, de ce să nu fiu sinceră cu voi și o să vă spun, cât am stat în Leeds era începutul nostru în Anglia și noi nu prea ieșeam pe la restaurante, nu prea cheltuiam bani, că noi eram puși pe să ne facem viața, dar nu în sensul să ne bem toți banii, ci în sensul să ne face noi, și noi casa noastră, noastră, da? Normal. Și atunci, noi știm molul ăsta, dar nu vreau să spun că îl bântuiam prea mult, pentru că nu prea ieșeam, mai mult prin Prima, ziceam. Că asta e realitatea și de-aia, acum, bine, el s-a și dezvoltat foarte mult. Pentru că nu mi-aduc aminte de... De Roza Stai Cafea asta? Da. Nu știu nicio, dar e mișto. Dar foarte mișto. Uuu, ce mâncăru frumos iau. Poftili. Frumoase. După un fasting, tot ce văd, mi se pare atât de frumos. E ceva ce nu v-am spus, dar după fasting, m-am dus la Delia. E momentul în care am spart fasting-ul, cum se spune. M-am dus la Delia în cameră și i-am spus, Delia, e momentul. Și a zis, ce s-a întâmplat? E momentul să încep să beau apă. Mă, când am luat prima gură de apă, se uita Delia la mine, bă, îmi venea să plâng. Deci aveam așa, nu știu cum, o satisfacție și o plăcere, dar nu pentru că beau apă, ci pur și simplu
faptul că m-am ținut până atunci îmi dădea așa o satisfacție, a fost extraordinar. Deci a fost o senzație deosebită. Hai că o dăm dintr-una într-alta, că am fost la lifturi și lifturile acolo merg doar în jos. Ne mai întoarcem pe aici, s-ar putea să nu se intre prin mall, nu știu, vedem. Păi că scrie sus acolo, Carolice, uite mă, Craft House and super. Angelica. Gata. Am găsit niște verze, domnule, niște verze. Zic că să ne trimită oamenii la locuri cizelate, locuri classic. Noi ne pierdem până lângă oaga mama și pai rosa cafe. Scrie aici, să știi drept. Craft House and Angelica. Aha! Hai să luăm treptele, nu? Da. Că suntem sportivi, domnule. Cum e, doamne? Foarte frumos. Din păcate nu au afternoon tea, pentru că nu au. Deci a trebuit să ne reconfigurăm meniul și a trebuit să ne orientăm către multă carne, ceea ce pentru noi este senzațional. În continuare, cadou rămâne valabil, deci îl putem folosi, dar mi se pare locul foarte frumos. Suntem practic în vârful peisajul lițului. Mișto, da. Da, foarte frumos și organizarea în restaurant e foarte frumoasă, plin de plante, te simți așa într-un loc foarte, foarte fresh, așa. Și au și văd, mâncare foarte bune, cocktailuri interesante, o să vă arătăm ce ne luăm, pentru că ne luăm niște lucruri pe care, cumva, unele dintre ele chiar nu le-am mai încercat până acum. Mă uitam așa pe geamul ăsta și mi se pare că are o arhitectură atât de interesantă, lițul ăsta. E cam pestriți el așa, dar are și gotic, și medieval. Un pic peste clădirile astea, undeva în spate, acolo, sunt super moderne. A fost o perioadă în care am stat aici. Mi-a plăcut. Diversitatea este foarte mare, da, draga mea? Ajută-mă să aleg între ăsta. Între alcool și alcool? Fii atent ce interesante sunt. Avem flori de cania, avem lichior de fig, este... Nu mai știu. Îți plac ție mult și mie nu-mi plac smochine sau curmale, nu știu care. Ceva de genul ăla. Avem roasted walnut și raspberry bitter. Deci asta e unul, asta e varianta 1. Varianta, da. După care avem peanut butter old fashioned. A, interesant asta. Și după aia este acest The Great Houdini, care are lichior de violete, are socată. A, e mișto cu lemon juice. Da, și are și ceva butterfly PT. Încearcă, că n-ai mai luat. Asta e foarte fresh, though. Dar nici nu l-am mai văzut nicăieri. Dar pe ăsta n-ai mai văzut undeva? Nici pe ăla. Cu peanut butter infused bourbon. Ce-ți recomand este să iei ceva ce nu ai mai văzut în alte părți. Poate gândul să-l iau pe ăsta cu peanut butter. Hai, domnule, ia între peanut butter și ăsta cu flori de cania. Dar ăsta... Mă gândesc că are gust de fructe, da. În schimb ce stai, beți responsabil. Nu ți-ai pornstar martini? Nu, n-am chef, că am băut aseară la Nazar unul care era non-alcoolic și mi s-a părut foarte bun. Și oricum, în curând o să vină fast-ul și o să mai am posibilitatea să încerc, pentru că astea sunt lucruri care, pe lângă faptul că au alcool, au și foarte mult zahăr. E mai teamă de zahăr decât de alcool, să vă fiu sincer. Miroase de vine. Nu știu de ce, dar am impresia că e super Christmas-y, așa, nu? E un pic, e un pic Christmas-y. Știi cu ce seamănă cu ăla non-alcoolic de-l bei tu la Grafters? Ia să vedem și cum tastează. Hai că sunt curios. Hai, domnule, ne mai ține pe jar. Are gust de țuică. What? Țuică cu alune. De asta are gust. Ia miroase. Hai, te sunt. Are un gust interesant, nu e un gust rău. Aha, are un iz de țuică, dar o țuică din asta cu mult lemon în ea, da, multă lămâie. Da, e și foarte slabă în același timp. Știi cu ce mi-aduce mie aminte? Cu cafeaua aia ta din... Seamănă un pic la gust. Milano? Cu sau cafeaua unde din Milano în care mi-au pus țuică. Am cerut ceva cu brandy și mi-au adus ceva cu țuică. Dar nu e puturos, nu? Ăla gust, are gustul ăla de... Cum să zic, de bidon, ce să zic, butoi de țuică. Să vă spun sincer, nu, este un cocktail pe care l-aș bea acum, dar nu l-aș mai bea din nou. Are gust de parfum în același timp. E foarte ciudat. Mă așteptam să aibă gust mai mult de alune, dar nu are un gust foarte pregnant de alune. Are un gust mai pregnant de butoi de țuică. Mai țineți minte când am mers la Rafter și ne-au adus să ia porții mici? Și aici o porții mici. Dar uitați ce drăguțe sunt. Sunt super drăguțe. Asta este un terin din pui și ciuperci sălbatice. Deci, practic, terinul un fel de pateu. Terinul, cum e terinul franțuzesc. Numai că terinul franțuzesc e făcut a la campanie. Ăsta este făcut cu pui. Ăla mi se pare că e cu porc. Dar foarte, foarte bine arată și miroase foarte bine. Da. La mine ceva cu pește am luat și arată foarte bine. Cred că o să fie super bun. Are și susan, are și ardei iute, are niște salată.
Te arată bine, e interesant, îmi place. Tocmai am gustat și vreau să vă spun că este extraordinar de bun. Neașteptat de bun. Iar terinul de ei, hai că... Foarte bun. Mâncare bună, domnule. Eu nu mă așteptam să fie atât de bună. Are sos de soia pe jos, foarte puțin, și dă, într-adevăr, are un pic de senzație de sushi, de sushi, dar susanul ăla face toată treaba. Foarte bun. Da. Bună combinație. Hai că am început bine. Văd așa o bucurie în sufletul tău. A, uite, așa avem aici. Am dat un pește, pentru că n-am pus să-mi iau același lucru ca Delia. Adică, uitați-vă ce pâinoacă i-a pus aici. Acesta este vestitul Yorkshire Pudding, doamnelor și doamnelor. Nu m-am săturat ieri la Nazar, am zis că mai vreau carne și azi. Da. Arată super bine. Sincer, arată mai bine ca la Rafters. E delicios, nu-i așa? Hai că te simt. Da, foarte. Perfect. O să încerc și eu imediat peștele. Și vă spun, dar nu știu pe ce e pus, că șnițelul ăsta e pus pe ceva, vedeți? Pe un pat. Sunt deci... curioasă dacă nu se pare că e mai bună. Ia uite ce e aici de desubt. Chutney. Mango chutney, da? De mango sau de mere, da. Ah, ce drăguț. Ia și sus are și niște scuici? Vai, drăguț foc. Alea sunt scuici, am văzut că sunt migdale. Oh, gal. Doamne, cât e de bună! Da? Acum pare rău că nu mi-am luat. Da. Și Delia și-a luat-o well done. Și eu nu mi-am luat pentru că au spus că nu au decât rare, că nu fac decât rare sau well done, pink sau well done, și am vrut medium rare. Și am zis, mă, nu las, că dacă e gust de la Delia. Hai să vedem care e treaba cu ăsta. În primul rând vreau să văd dacă ăsta e mango aici de desubt. Ia să vedem. Mango e. Mango? Da. Mmm, da, e bun. Și aici? Ia uite, Delia, ce avem aici. Scoici. Scoică. Oh, ce bune sunt. Și ăsta este un șnițel de cod. Exact așa se numește. Arată... Deci vreau să vă spun următorul lucru. Dă-mi din camera. Doamne, Mihaela și Cosmin, ați făcut o alegere nemaipomenită. Vă mulțumim din suflet. În general, avem niște prieteni extraordinari și nu vorbește cu schiurnețul, promit. Chiar asta gândeam zilele astea și chiar asta vorbeam și cu Doru. În general, toți prietenii noștri sunt niște oameni extraordinari. Și toți știu să mănânce și să gătească extraordinar. Ceea ce pentru noi... Noi știm să mâncăm. Noi știm să mâncăm, da. Da. Exact. Ceea ce pentru noi este senzațional. Picos, vă iubim mult pe toți. Îți pare rău sau nu îți pare rău că ai luat până? Nu-mi pare rău. Deci nu? Este extraordinar pește, extraordinar. Ai gustat scoica? Nu, n-am ajuns. Este super bună. Da? Da. Nu mă așteptam. Că acest mango chutney să-mi placă. E prima oară când realmente mănânc un farfurie. L-am tot văzut pe raft. E bun. Ia să vedem, domne, scoica. Oh, ce bun e! Ca o adevărată yorkshireză, doamna Moraru. Da. Încă mai învăț? Ne-am giftuit, domnule, bine de tot. Ce bine am mâncat! Da. Ce bine am Delia a sărit peste desert. A zis că ea vrea înghețată, domnule. Înghețată, da. Mergem să-i luăm fete înghețată, nu? Pe căldura asta, pe această caniculă, îmi trebuie niște înghețată. Nu, dar avem înghețată de aia bună, de acolo, de la Victoria. Și vreau să ne luăm neapărat. Mă rog, eu să-mi iau, că tu nu știu dacă vrei. No. Eu, mănânc eu și pentru el, ca întotdeauna. A, să ne oprim un pic pe la cafele mai întâi. Un munte de cafea. Așa trebuie să ia acasă, un perete să fie așa. Cred că le vreau pe aia de sus, ia să trezim pe Doru. Doamne, dacă te e eficiență, rapid, cafea, tot. Astăzi e o zi ultra productivă. Dacă mai bifezi și o înghețată, un mic nap și învățat, poți să declar ziua asta ca fiind un succes. Aș deci dori să ordinea fie înțeleg că este înghețată, somn și după aia învățat. Da, da, prioritățile primează întotdeauna. Hai că am descoperit și noi pe unde se ajungea în Craft House. Acolo sus e cârciuma. Da, cu și cu The Botanist. Tot a, da, dar noi aici am fost la The Botanist, ce tare. Dacă luam liftul ăsta, ne ducea direct acolo. Foarte tare. Ia vezi, domnule, uite-te pe hartă, vezi dacă găsești cârtoșul aici. Aici nu. Îmi pare rău, aici era, nu mai e. Să caut eu în Londra, sigur îl găsesc. Eu aș zice să căutăm, exact la alea de takeaway. Că ai văzut, au tot felul, au și mâncare românească. La noi în Sheffield sau în Londra? Eu zic în Londra. Domnule, în Londra, Trinity. De aici mi-am cumpărat eu primul costum. De la Primark, cu care m-am dus la interviul, cu care mi-am început cariera în Anglia. Cariera în Anglia. A fost foarte... Deci, da... Stați un pic, că domnul e ocupat, ne povestește despre diverse și eventuale. Știi că l-am pe unul la... Nu contează. Nu mai zici, nu?
cum ceea ce au... Tocmai ați văzut cum funcționează autocenzura. Și așa, domnule, să vedeți, să nu mai ce să o cenzurez eu, da? Eu mă cenzurez singură. Dar ce vrei să zici totuși? Nimic. Ia uite, avem aici. Vrei să încerci? Nu, că e foarte dulce, îl știu, l-am încercat. E foarte dulce, e genul... Mirosea porumb cum mirosea odată când te plimbai pe la Constanța, pe la Mamaia. Dar e înșelător, pentru că atunci când mănânci, e super, super, super dulce. Deci, mi se pare super sickening. Hai că m-am rătăcit de tot, nu mai știu unde sunt. Deci, cum se mai cheamă, măi, nene? County Arcade. Și în partea asta. Arcadele din Țute, Ștet Baker. Mai în față avem și The Ivy. Ce mai avem pe aici? Ah, de Ivy asta mi-l amintesc. Pe aici am venit. Hai că gata, ajungem și la mașină, la înghețată, vreau să zic. Acum, pe bune, Victoria Gate, Victoria Center, Victoria Arcade, toate numai victorii. Dă-o încolo de epocă victoriană, păi, până Victoria când? Victoria Leeds cu totul așa. Da. Bloody hell. Probleme? Ce coadă la înghețată. Bine ați venit la înghețata Deliei, ca să vedeți că nimic nu e simplu. Hai, vezi unde te așezi la coadă. A, știi ce vrei? Nu știu. Hai să aflăm. Că în 25 de minute până plecăm dacă de aici... Dacă mai vreau ceva, dacă mi-a trecut de la coadă. Hai, te las pe tine să te orientezi, mă duc eu la coadă. Ca orice bărbat responsabil, m-am așezat la coadă, că Delia își găsește toate cele, nu? Te-ai hotărât ce ții? Nu te-ai hotărât? Cred că vreau dulce de lece și amarena. Asta vreau. De obicei mie asta îmi plac. Mă gândeam dacă vreau ceva cu ciocolată, dar mi se pare prea dulce acum cu ciocolată. 25 de minute mai târziu, noi suntem tot la coadă. Eu dacă eram pe vremea lui Ceaușescu, eu rămâneam nemâncată. Eu n-aveam răbdare să stau în coadă. Sau e ceva cu generația noastră, care e pur și simplu are creierul total smash. Stăm de 25 de minute de ea. Da, știu. Totuși. Să luăm înghețată, deci nici măcar nu e ceva vital. Dar ce să-i faci? Asta e. Măcar s-a decis la ce înghețată vrea între timp, că ne-am învârtit noi. Măcar dacă stăteam atâta și luam și noi 10 din astea. Da. Dar eu nu vreau decât asta așa mică. A, e. Tanti încă lucrează acolo la cafeaua Deliei. Acum s-a hotărât să-și ia și cu cafea. Complicat, am slăbit, nu mai stând aici. Pot să o mănânc. Dom'le, creează conflicte statul la această cafea. O să vă zic eu imediat. Stați da. Așa. Thank you very much. Acum să fi căzut. Deci, după ce am stat mai bine de jumătate de oră aici... Vreau să vă spun, uitați-vă cât e de frumoasă. Foarte frumoasă este și în apărarea mea, înainte să fac rantul, ca un disclaimer, așa, că am văzut că asta se face. Zici un disclaimer că... și după aia poți zice orice, nu mai contează. Da. Poți să spui delir, da, ca asta e traducerea un rantului. Delir, un deliarant, da, un deliarant, cum zicem noi. Iubesc cum arată, este superbă, iar înghețata este foarte bună. Dar dă-o în pușca mea. Să stai 30 de minute pentru o înghețată. Dar nu e vorba de... Eu sunt super ok, că stă și le biblește și da, fetele alea două, deci mi-era și milă de el. Eu am lucrat, aveam 16 ani și lucram la înghețată și veneau băbuțele la mine și încerau. Mă, dar eu le puneam, le luam așa, le puneam cupa și nu stăteam să le... Știi că nu era, pe vremea mea, nu era așa. Săracile nu mai știu ce să facă și vin și sunt nerăbdători și se împing și se duc în față și strigă după ele și mi se pare... Și în general... Lucrurile astea le vezi întotdeauna de la turiști, niciodată de la englezi. Englezii sunt foarte... Da, ei sunt obișnuiți. Păi coada treabă. Pentru ei este un moment, un prilej extraordinar de socializare. Deci, de dimineață la Costco era coada de 250 de metri, cel puțin, așa ceva n-am văzut. Empatizam cu fetele alea că uite ce frumuseți poate. Hai, domne, să și gustăm, că prea frâncă aici. Deci mi-am luat așa, dolce de lece. Cum mamă, e? Cât de bună. Demeritat merită dacă ai timp așa și n-ai de învățat, știți? Eu sunt și stresat acum. Păi de-aia dai cu zahăr, să treacă stresul. Amarena, super bună. Și cafea. Oh, asta, trebuie să o guși pe asta. Trebuie să o guși, nu? Simți cafeaua. Deci este o înghițată foarte bună, mi-era am spus-o, n-am să nec niciodată asta. Măi, dar coada conflicte. La care stai, că creează întotdeauna, crea conflicte înghițatul ăsta. Ia, vezi, asta e dulce de lege. Gustă-l și pe asta, crede-mă. E super bun. Nu, no, după ce mi-ai dat cafea, nu mai place niciuna. Satisfacție maximă. E bună. Mergem și mi-e spun în cazanul. Ai spus altă seara când am mai văzut apa nici de la ploaie, că nu prea mai plouat în ultimul timp. E deschis până la 7 duminica. Da? Da, da, da. Am ajuns acasă, dar se întâmplă următoarea întâmplare. Plecăm în Londra. Delia e și ea gata. Aproape, întotdeauna mai e ceva. Dar ce-ați pățit, domnule, pe nas? Nu mai întreba. Las.
Am fost atacată de un bebeluș. The most cutest problem that I ever had. Dar mai întâi să facem o oprire prin Cambridge, nu? Am două carduri din acelea de rochițe și toate sunt ștampilate și deci practic am o rochiță pe care trebuie să o ridic de aici gratuită, pe care să-i fac, căreia trebuie să-i fac claim. Și am spus lui Doru, hai să ne oprim 5 secunde în Cambridge, pentru că dacă tot trecem, că trecem oricum, să am acces, domne, la rochița mea, că eu ui mereu de cardurile astea, le arunc, nu le păstrez și e păcat. La 5, într-o oră. Să ajungem imediat. Bine. Hai să alergăm, că sunt pe topuri. Nu, că uite, avem... cât avem? Ajungem imediat, da. Super tare. Uitați-vă și voi, o atmosferă atât de plăcută. Îmi place atât de mult soarele ăsta, lumina. Simt cum vine primăvara, cum apar mărțișoarele, cum apar ghioceii. Sunt super, super happy. Cam asta e treaba, plecăm la Londonistan, de fapt, cam de mine. E super bine, da. Oh. Bine, nu mai văd nimic, dar e super bine. Dacă tot facem treaba asta, mai oprim pe undeva. Dacă vă aduceți aminte, Cristina a câștigat Kindle la extragerea noastră. Yay! Iar ea a optat, când mergem noi spre Londra, să mergem la ea și să-l ducem noi. Și asta o să și facem. Vreau neapărat, pentru că eu mi-am folosit pauza de prânz să călătoresc astăzi. Pentru că, na, este și ăsta un timp. Mi-ar plăcea să ne teleportăm în Londra și să nu mă irosesc tot timpul ăsta, pentru că și așa îmi trebuie timp continuu din rațiuni de învățat și așa. Dar pentru că nu mi-am luat pauza de prânz, vreau neapărat să caut o cafeluță pe undeva. Trebuie să găsim. Nevoia de o cafeluță. Ce-mi place, domnule, Cambridge, ador! Hai, ce să vezi, că am găsit și cafeneaua pe care și-o dorește de ea. Chiar patiserii Valerii. Da. Uite, au eclair. Uite, încă au torturi. Noi nu mai avem patiserii Valerii. Nu mai, șeful. Au desfințat-o definitiv. Da, bine, avem noi dealerul nostru de torturi. Genial. Doar că, din păcate, durează cam mult, domnule, până ne face un tort, pentru că e atât de ocupată, încât dai comanda azi și trebuie să-i dai cel puțin 14 zile. Bune, dar durează. Și am ajuns în magazinul favorit al Deliei. Ia uitați rochițele cum stau aici. O să fie interesant. Hello! Hello, my love! Am dacă ăsta n-ar merge drăguț cu ceva bolero, ceva pe vernil deasupra, știi? E și frig. Când o porți asta? Doar în Spania. Sau la Whitby. Da, acolo îți trebuie și palton. Și acolo îți trebuie palton. Dar ea așa e foarte drăguță. Îmi plac culorile. Ar merge ceva mai degrabă decât ceva, oriceva bombonos, așa roz. Uite aici sus. Fii atent ce culoare interesantă e asta. Da, nu se potrivește. Dau tot da, felul de culori. Care ar merge? Care s-ar potrivea cu uite asta? Da. Nu? Nu, ar fi pe... portocaliu mai mult. Ar merge ori ăsta, ori vernil ceva. Dar un vernil mai temperat așa. Hai să vedem și cum vin celelalte și zic. A, vine mai bine asta. E mai, da. Da, e frumoasă. Dar ce imprimeu drăguț are. Eu totdeauna simt nevoia să iau ceva pentru că știu că nu pot să port în UK rochii de genul ăsta decât dacă sunt pur și simplu cu mâneci, pentru că e frig. Și atunci îmi place să am rochia per se, dar după aia să mă acopăr și să fiu pregătită pentru toate situațiile. London, raining. Și să am da. Și un bolero. Se potrivește și cu pantofii foarte bine. Da, se potrivește bine asta, da. Hai să încep. Verde sau blu? Că merge și blu. Uite blu ăsta, dar mai degrabă verde, că dacă am pantofi. Nu se pare că e cam strident? Ia să strident ăsta? Da, așa mi se pare. Bine, nu că blue ăsta n-ar fi la fel de strident. Se potrivesc aproape de sus până jos la culori, pentru că pantofii nu sunt la aceeași nuanță. Nu sunt, că nu găsești. Nu cred că o să... Bine, poți să iei bolero alb, dar why would you be so boring? Mie îmi place rochia, nu mă interesează bolero. Vă spun sincer, mie îmi place rochia. Îți plac așa, cu culori multe, cu trandafiri da, și cu... Da, da, da. E drăguț să foc. Ia întoarce-te. Ia fiți atenți. E alb în spate. Și roșie în față. Mie îmi place, să știi. Îți place? Ție nu-ți place la mâneci da, aici, că nu sunt suficient. Decupează foarte da. Mult și nu-mi place zona. Nu știu, am eu pitiș pe creier. Băi, dar e o rochie mișto asta. E, stai, da, e interesant. E fie. Foarte tare. Deci e super tare. Da, este. N-are buzunare, dar e interesantă. Na, că chiar vreau să întreb dacă mai sunt alte opțiuni în mărimea mea pe care le pot încerca. Mie îmi place asta mult. Are un motiv foarte mișto aici. Treaba asta e tare. Da. Da, e tare. Se pare frumos să convine așa aici. Și îmi place imprimeul. Îmi place imprimeul ăsta așa pe mauve. Super mult.
Păi și ce facem? Că mie îmi place și aia a doua. Îmi place mai mult aia a doua decât asta. Îți place mai mult aia a doua decât asta? Mi se pare că la asta merge la fel tot un bolero vernil. Păi la mine procurie să vedem. Nu cred că merge verdele ăsta totuși, nu. Nu merge verdele ăsta. Trebuie un vernil mai, cred că mai degrabă unul așa. Dar de ce nu e un violet sau un albastru? Pentru că nu au violet. Ar merge un violet. Dar ce culoare au ei aici? Alb atunci, știi tu. Opțiunea... Nu că alb am acasă. Ar merge și alb. Păi... Albastru ăsta clar nu merge. Trebuie să le aducă mai per de apă, așa, mai degrabă ăsta, da. Ăsta nu pot să zic o culoare care îmi place. Dar mie nu-mi place deloc culoarea aia. E atât de închisă, e atât de brutală, mai bine spus. Nu știu, nu-mi dau seama, hai că mă amețesc și nu o să mai știu, pe bune. Deci chiar nu o să mai știu. Avem aici un Doru in distress. Chiar că Doru in distress. Eu și Demzel, știi tu, Demzel in distress. Nu, e prea crud. Te mănâncă vaca, mă, dacă mergi pe lângă ea. Totuși, aș fi văzut în ceva move, frate, ce n-au move. Mă apuc acum, dar ce n-aveți, domne, move aici? Ia, domne, mai pune o dată pe aia a doua pe tine. Stai, domne, puțin, stai un pic să mă convinc cu asta, că am văzut ceva move acolo. De cu mânecă lungă. Lungă? Ce vorbești tu? Păi și poți să folosești cu mânecă lungă? De ce să nu poți să folosești? Dacă cu mânecă lungă... Familia mă acoperă, mai lipsește să nu mai pun un batic în cap și aia sunt. Cu Ana Lenuța. Vezi, dacă era cu mânecă scurtă, era perfectă culoarea asta. Da. Nu știu ce să zic. Suflecăm, ca să-ți dai seama cum ar fi fost. Păi îmi dau seama deja. Încerc să explic Deliei de ce îmi place mai mult cea de-a doua, cea cu roșu, cea care e mai stridentă. Și se vede că am o lipsă din asta educațională, de terminologie, de emoții atașate unor obiecte la propriu, în așa fel încât să pot să explic. Pur și simplu e ceea ce pe mine, dom'le, aia mi-e mie în ochi, strident. Eu nu știu să explic de multe ori ceea ce simt. Și cred că asta e o chestie care ține foarte mult de latura masculină. Pentru că noi bărbații suntem așa, niște brute, dom'le. Mie îmi plac amândouă. Asta îmi place mult care talia asta. Da, roșu ăsta, îmi palie și de roșu ăsta. Nu știu ce să spun despre combinația asta de trandafiri, după care, sincer, eu nu mă omor. De ce? Îmi place combinația în materie de flori, aia la altă, pe mov. Mm-hmm. Da, na. Mă, parcă totuși, s-ar putea totuși să ai dreptate uitându-mă la ea. Parcă mai bine arată cealaltă. Asta e un pic mai comună. Adică, în sensul că... Da, cealaltă e un pic... Hai, am decis. Dar nu zici acum, zici nu. Doar dragul meu. Nu de dragul tău, nu. Nu, la cealaltă. Nivel de frumusețe, clar aia. Asta se potrivește cu pantofi. Aia nu? Aia nu, da. Aia cu ce pantofi? Am pantofi. Aia, cum să n-ai tu pantofi? Ar fi culmea să n-ai pantofi. Da, domnule. Ui. Hai, cealaltă. Sunt foarte mulțumită cu captura pe ziua de astăzi. Mi-am luat și o curelușă să meargă în talie, așa, pentru că îmi place mult să marcheze talia în genul ăsta de rochi. Nu-mi place când stă așa flu-flu, lăsate la întâmplare. Și dacă nu sunt călcată de o bicicletă, astăzi ziua continuă. Asta e riscul întotdeauna în Cambridge, să fii călcat de bicicletă. Vreau o cafea neapărat și am văzut niște gogoși. Oprim colț acolo la pațeima. Nu, am văzut aici o cafenea cu gogoși. M-am mișcat în 30 de minute, am făcut rost de rochi. Sunt uimită aici de mine. Aici gogoșeria. Hai să vedem. Cred că din greșeală, și nu cred că vorbește foamea din mine în momentul de față, am găsit cel mai bun loc cu donuts și coffee din, cred că tot UK-ul. Deci gogoșile astea sunt atât de bune. Atât de bune, că deja îmi pare rău că mi-am luat roche, trebuia să fiu luat cu două lumere mai mari. Sunt super, super bune. Efectiv este îmbrăcată într-un... Adică nu s-o dea prin zahăr, au dat-o prin scorțișoară. Da, este cu scorțișoară și cu zahăr, dar un zahăr foarte, foarte fin. De la se simte tos, super, probabil, super mișto și e foarte aromată, dar fără să fie sickening. Știi ce zic? Sickening. Iar cafeaua este extraordinară și o să râdeți de mine acum și o să ziceți, a, da, țăcăneala în asta, dar capacul cafelei este cel mai bun cafe. E cel mai bun capac de cafea din care am băut ever. Nu știu cum le fac toți, dar sunt la așa fel încât ba scurge pe lângă. Da, strângi paharul și sare. Ba sare, ba te frici. Ăsta se așează buzele efectiv perfect pe el. Cât că pentru cafengiui ca mine așa. Aolo, nu suntem pe OnlyFans, dragă, nu da, mai fi așa. Da, efectiv am zis că trebuie să capturez asta pe cameră pentru că na, am zis, domne, capturez tot ce-mi trece prin cap. Na, ce-mi trece mie prin cap. Chiar vreți să știți chiar tot?
nu o să știi niciodată chiar tot că e kind of dangerous. Unele lucruri nici tu nu le știi. Nici eu, nu știu, în somn vorbesc noaptea? Bă, nu, nu. Slavă celui că... Nu te-am auzit niciodată vorbind în somn, să știi. Chiar nu, nu cred că am. Fratele meu mai are, da. Când era mic. Eu? Tu nu, nu vorbești. Nu, nu știu dacă... Sunt un om secretos. Se pune. Nu, când fac treaba asta aia, se pune? Când făceam treaba aia, da? Că nu mai fac acum. De fapt, eu transmiteam, vorbeam în cod, în treburi, în alea. A, da, și cafeaua este foarte bună, să știți. Bun, capacul, capacul, ca să zic așa. Dar și cum se cheamă, mă, foarte cross? Crosstown. Crosstown. Crosstown, London. Păi uite, mergem în Londonistan, poate nu știu dacă sunt în Londra, dar senzaționale sunt gogoșile. Merge, dacă vin Cambridge ca vizită, să trebuie să-ți iei gogoși. Da. Ca prima activitate, imediat cum ajungem în Londra. Bine, mai întâi oprim pe la Cristina să-i lăsăm Kindle-ul, dar când ajungem în Londra, prima activitate și prima activitate rămâne cea de hrănire. Bineînțeles, plănuiesc să-mi cumpăr. Știi că data trecută când am fost în Londra, când am plecat spre casă, am oprit și, n-am oprit de fapt, am dat comandă înainte să plecăm de la serviciu. Da, da, de le-am ridicat din față de acolo. Se curceau și colegii mei erau, ce aștept, măi, femeie, zic, aștept girosul, nu plec din Londra fără giros, m-ați chemat la birou, trebuie să-mi iau giros. Și nu am luat giros, dar am luat o cutie care avea niște chestii în ea. Sigur trebuie să mă uit în delivery și o să-mi dau seama ce... O găsim, ce... da, o găsim, o găsim. Ce-am comandat, aia vreau, ce-am comandat data trecută. Și bineînțeles... Și bineînțeles... frozen yogurt! It's Friday night! Eram sigur, eram sigur, nici măcar nu e Friday night, dar eu sunt foarte bucuroasă. E destul de ketogenic ca să-mi iau și eu tot de aia de la, ca să luăm din același loc? Te refer dacă e ketogenic, bănuiesc cutia, nu... Mă, nu, că eu nu mănânc cartonul, eu mă refer la conținut. Nu mai știu, știu că avea carne, dar știu că avea și cartofi. Ce e viața fără cartofi? Și asta e adevărat. Da, știu că avea, nu era chiar full keto. Nu era chiar full keto, dar a fost super bună și avea așa brânză din aia, feta, senzațională. Dar mai avem de mers un pic, ne mai bucurăm de vremea asta frumoasă, că așa îmi place când e soare, așa și se simte primăvara în aer. Și când ajungem la hotel, pe lângă mâncare, am să vă arăt ceva și foarte, foarte, foarte super, mega cute și drăguț. Am ajuns. Unde am ajuns? La câștigătoarea premiului. Poftim! Mulțumesc! Ea este Cristina. Pare bine. Cum e, da, doamna, ce am ajuns? Sunt în extaz. Eu am băut și cafeaua aia și am mâncat și o gogoașă și efectiv sunt super energică. Nu știu ce să fac. Cred că nici mă mai culc în seara asta, merg direct la birou mâine. I love with the coco. Am cornulețe. Cornulețe. Am plecat de la... Fete de acolo, de i-a plecat cu tot cu cornuțe. 218, acolo, e bine, e bine. Uite aici, 216, 213. Da, au făcut niște cornuțe. Rătăcisim în hotel, nu? Știți regula, 218. Ai trezit, 216? Da, am mai stat. 218. Ar fi bine, domne, să nu mă duc peste cine mânca. Cornulețe! Cornulețe! Deci am fost la Cristina și am făcut cunoștință cu Cristina, i-am lăsat, era să zic iPad-ul, cum se numește, Dumnezeule, că am Kindle, draga mea. Kindle-ul, așa, i-am lăsat Kindle-ul, câștigătoarea noastră și dacă am putea face asta, în sensul să dăm premii și să ne ducem să le și dăm personal, best feeling ever. Cu ocazia asta i-am cunoscut și pe Maria și soțul ei, au fost foarte drăguți, ne-am simțit foarte bine, sperăm să-i revedem. Au și două pisicuțe senzaționale de bufoase și drăguțe. Și un ceai de tei extraordinar am primit. Și cornulețe! Și cornulețe! Și am luat cornulețe din mașină pentru că nu mă las până nu-l convin pe Doru să guste unul, pentru că sunt, jur, eu nu sunt fană cornulețe, dar de când... De ce ai sechele de la cornuleț cu lapte? Nu, 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 dar n-am fost niciodată așa nebunită după cornulețe. Însă știu că Alina mi-a dat acum câteva luni cornulețe și mi-au plăcut mult. Și astea sunt extraordinar de bune. Extraordinar de bune. Deci, Maria, sigur mai venim. Deci, te rog frumos, scoate telefonul, hai să căutăm mâncare. Să vedeți ce nebunie facem, trebuie să ne luăm mâncare. Înainte de mâncare. Da. Pentru că nu. Am zis eu de oameni extraordinari, da, și sunt bucuroasă. Astăzi, când am plecat de acasă, în sensul când am plecat fizic de acasă, că plecată de acasă sunt fiecare zi, când am plecat, am zis să verificăm poșta și doamna cu poșta a venit chiar în momentul ăla. În care plecam. Nu găsisem nimic. Noi nu ne așteptăm să fie nimic, ca să nu vină vreo amendă, vreo treabă, vreo de asta. Da. Mi-au înmânat un plic. Un plic maro. Doru era, aolea, de ce e maro? Da. Pe care scrie foarte frumos Mihaela și Cosmin. Și nu l-am desfăcut pentru că am vrut să-l desfac aici cu voi. Pentru că pe mine oamenii ăștia mă emoționează teribil. În general, oamenii din viața noastră, cred că am mai zis tot în vlogul ăsta, avem parte de niște oameni extraordinari datorită YouTube-ului. Și în seara asta am văzut că așa este. Vai de capul meu. Uitați-vă și voi ce frumos. Delia, îți dorim o primăvară minunată. Pupicos, Mihaela și Cosmin. Și cât de frumoasă este. Cât de frumoasă este un porumbel, care este așa cu un roz pal
Și cu, are un cioc, vezi, un trifoi cu patru foi, să ne poarte noroc. Pupicos și vouă, mulțumesc din suflet. Pentru că vlogul acesta probabil se va publica după 1 martie. Eu vreau să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor, bineînțeles, o primăvară cât mai frumoasă. Da, și un pupicos de la noi cu mărțișor. Mulțumesc din suflet, emoționată, super emoționată sunt, pentru că eu țin așa mult la lucrurile astea de la oamenii speciali din viața mea și nu neapărat la lucruri, cât la gest. Pentru mine nu lucru în sine, ați văzut și atunci cu ciocolata, v-am povestit cu ciocolata, pentru mine gestul este senzațional, faptul că un om și amintește în bulucimea asta, că eu știu cum e, cu oricum, cu ce mai mâncăm de seară, abia îți amintești tu lucrurile tale, da, păi să îți amintești și de alții, iar oamenii care fac asta pentru mine este un efort în plus și le mulțumesc din suflet. Pupicos înapoi la voi. Bun, acum să trecem la lucruri mai serioase. Urmează să comandăm mâncare. Planul este în felul următor. Când voi veți fi văzut acest vlog, eu deja voi fi început a doua parte a hard dry fasting-ului meu. Îl voi documenta separat și va apărea un video separat doar cu treaba asta. Dar pentru că astăzi este practic seara festinului, este un festin la fel limitat pentru că trebuie să mă pregătesc, adică super ketogenic. Da. Vom mânca multă carne, deci grecește, vom dansa. Ca să nu vă mai spun, seara ca să aceasta. Nu vă mai spun faptul că acum la Cristina, Maria era super pusă pe treabă și voia să ne facă mâncare. Voia să facă paelia, voia să facă somon. Sincer, mie mi-a rămas puțin un nod în gât în momentul când am spus nu, pentru că știți, să nu refuz mâncare niciodată. Nu e politicos, am auzit eu că nu e bine să refuz mâncare și de-aia eu nu refuz, nu că aș vrea să mănânc, dar nu e politicos. Dar, realmente, dacă mai avem ocazia să ne mai vedem cu ei și Doamne ajută, sigur rămânem la o paelia data viitoare, dar Doru nu vrea să mânce carbohidrații, îl vrea pe ketogenic. Și atunci a zis că vrea ceva pui, nu știu ce vrea ceva. Eu sigur vreau grecesc, dar eu nu mă țin cu ketogenic și asta. Eu vreau, domnule, un grecesc, nu lasă la tos. Tu ai să treacă examenul. Tu mai, până la examen, cum ai zis tu? Până la examen, ce nu mănânc eu, mănânci tu. Ce nu mănâncă el, da. Și după aia ce facem? Că după aia trece examenul, dar tu ții fasting. Nu e dragă, și nu o să ții fasting, acum lăsând gluma la o parte. Vedem noi. Bine, hai, nu ca Doru, dar... Hai că vă arătăm imediat ce am comandat de mâncare, că atunci când ești în Londra și comanzi de mâncare, doamne, ai la opțiuni și o să ne ia vreo 25-30 de minute până reușim să plasăm comanda, că tot treci prin toate. Hai că imediat revenim. Delia și-a luat grecesc, și-a luat un green sour sherry, nu știu ce este, cred că e suc, și un mixed gyros box, un tzatziki și cu toate cele. Bun, fii atent ce mi-am luat, ești pregătită? Nu. Mi-am luat aici Protein Source, da? Da. Ia fii atent aici. Mi-am luat Omega 3 Salmon Box, Seared Beef, King Prawn and Avocado, că nu știu, cred că au să-l Avocado? Da. And the Supreme Beef Delight. A? Ce zici? Câtă mâncare. No? Ia zi. E risipă, crezi? Niciodată nu e risipă când mănânci. Sau când ești lângă mine. Risipă e când arunci. Da. Sau când sunt eu, da. Dar cred că nu iau, o să vă șochez cu ce spun acum, dar cred că nu o să iau frozen yogurt în seara asta. Oh, șoc, șoc, da. Șoc! Las pe mâine seară, când plecăm, înainte să plecăm, noi așa facem, comandăm și în timp ce suntem în mașină, hăpăim până ieșim din Londra, abia ne delectăm și noi cu niște frozen yogurt, pentru că în seara asta am cornulețe, cornulețe, cornulețe! Da, bun. Asta e ce am comandat. Acum hai să vedem și ce am primit. Data trecută a fost o dezamăgire. Tot așa am luat grecesc și nu mi-a plăcut. Avem aici ceva foarte interesant. Ceva cu green sour sherry. Bineînțeles că bănuiesc că n-avem furculițe sau ceva. A, nu spune că trebuie să mă duc jos. Se așteaptă să mănânc cu mâna asta. Bag așa. Poate au la mine, poate au la mea, dacă nu mă duc jos și eu. Cartofie, mână cu mâna. Vă dați seama cum o să put aici? Giros, după ce asta deschide în geamul, ne simt. Hai că la tine... Poate am eu tacâmuri. Ne-am scos. Avem tacâmuri. Da. Ia fii atent aici. Sos. Hai că să vedem ce i-a pus lui Doru aici, că eu sunt super curioasă. O, arată bine. Normal că arată aici bine. Aici abonesc că ai salată. O, nu? Vită. Mai, doamne, dar ce vițică acolo. Ceva senzațional. Miroase foarte bine. Aici avem ceva cu salată și e din nou ceva cu carne. Bănuiesc că Doru nu o să mănânce decât ce e legumă și carne. Dar bineînțeles că sunt sigilate, zici că parcă să ne atenteze Delia la ele, așa să le-au sigilat. Dar foarte interesant, așa frumos. Uite cu brocoli, domne, cu brocoli, deci ceva sunt așa. Aoleu, puiul, dar câtă mâncare ai luat, frate? Ăsta e somon.
Și nici nu avem frigider nou, ne trebuie ăștia să ne facă o cameră specială în hotelul ăsta, să fie cu frigider. Asta este protein box, dar are orez. Și îți dai seama că o să mănânc totul mai puțin orezul. Și aici avem niște prawns. Măi, n-au ochi, nu? Nu se uită la noi. Mai e un capac acolo. Nu, sunt doar niște prawns și așa. Măi, dar ce dietetică e mâncarea asta. Îți dai seama, asta e o mâncare, pentru mine așa e o mâncare de prânz. Da, mănânci da. Asta la prânz ca să-mi tăia somnul la birou. Altfel, eu domnule, sunt foarte mulțumit de captura mea. Tu ești mulțumită de captura ta, foarte. Cu excepția furculiții, dar s-a rezolvat. Da. Păi mâncăm curândul, nu? Păi ne descurcăm. Poate mi-am scos lentilele și nu prea văd. O să-l cred pe Doru pe cuvânt că mâncarea arată bine. De gustoasă nu o să-l cred pe cuvânt. O să gust din fiecare ca să știu sigur. Să vedem unde are asta coada. Știi? O să fac o glumă de aia tâmpită. Nu e luna femeilor. Am luat aici. Mi-am luat un rapid mop. Ți-ai luat mărțișor, eh? Mi-am luat mărțișor că... Știți care e faza? Mopul ăla pe care l-am eu, e mop normal și mă cam enervează că trebuie să umplu găleata, trebuie să-l fâțâi și am văzut asta la Nazar și la Irina. Acest rapidomop, deci aici ce avem? Avem speedmop. A, chiar e rapidomop, am zis că glumesc, dar chiar se numește așa. După care avem și mai multe șervețele. Dom'le, vreau să văd coada. Ăsta arată care e coada. Și uitați și mică e cutia. Care sunt curios să văd. Hai să desfacem aici. Printre altele, am pus și am luat de mâncare. Pentru Delia, desigur. Să-ți pregătiți? Ia. Yeah. Avem aici niște șervețele. Deci, practic, asta este un mop care vine cu niște șervețele genul ăsta. Foarte practic, care miroase foarte frumos. Și astea sunt cu lămâie? Da. Bun, și bun. Și alea sunt cu lămâie. Da? Da. A, da. Lemon, uite aici. Aia, poate n-aveai destul de. Cât am dat pe asta? 17 lire? 16 lire. Da. Și este ceva senzațional. Fii atent aici, asta e coada. Că ziceai că n-are coada, da? Doamne, iartă. Și ăsta e mopul. Ia, hai să te văd cum îl asamblezi. Și mai multe șervețele. Cum îl asamblezi? Păi se asambleze foarte simplu. L-am luat de la Costco, acest gigapack, se numește Speed Mop. Ia, fii atent. Clac, deci facă clac. Și după aia... Una aici. Și după aia avem și mâner, care vine băgat aici. Eu uite-l, domnule, care nu pot să cred. În ce cutie mică l-au băgat ei. Și după aia avem și mop, care vine. Și chestia asta... Băgat aici. Care e pus aici, pe asta se pe fac... asta se pun șervețelele, care se pun în felul următor. Știi cum se pun? Normal. Da, ai de dat cu mopul aici? Că poate duc și eu gunoiul cândva. Da, trebuie să duc gunoiul. Eu știu că le dat cu aspiratorul și după aia cu mopul. Se scoate un șervețel din ăsta, care e foarte wood, by the way, de aici. E foarte wood. Dar chiar e flașcă. Și cum se face cu el? Se pune cumva. Cum? Aha, stai. Crezi că se scoate chestia aia? N-are niște... Curge din el, efectiv. Are niște instrucțiuni pe aici. Deci așa, refills, așa. Connect, clean, remove and dirty. Păi, remove and dirty, dar cum îl pun aici? Vă că are niște de-astea, probabil în alea se pune, nu? A, cred că se prinde. Cred că se prinde în astea, da? A, fii atent aici. Că se desface așa. Aici zice să apeși cumva, să pui deasupra și să apeși pe el, să intre înăuntru. Da, și a intrat. Păi, ai făcut invers. Da, e ok și așa, Delia. Uite, a, apeși, okay. Uite așa. Apeși aici. Și îl bagi așa în aici. A, și mai tare. E super simplu. Așa, da. Ia uite. Da, vezi că nu l-ai băgat bine în față, poate scapă. Ia, domnule, să vedem cum e, că sunt curios acum. Auzi, dă-mi partea asta la aici, că acolo mai merge. Da, aici. Da, ca să nu mai merg eu pe acolo. Ia, hai. Fii atent ce... E flashcă. Fii atent ce cleaning. Senzațional. Absolutamente. Și miroase atât de frumos. Senzațional. Dăm cu el, doar așa pentru că miroase foarte frumos, că noi nu avem momentan nevoie să dăm. Da, îmi place. Să știi că îmi place. Ultima noastră achiziție, mi-am luat mai degrabă ceainic, domnule. Dar nu orice fel de ceainic, ia uitați cum e. Se scoate chestia asta, se desfiletează, se pune ceai aici înăuntru și toată asta se face cu ceai și păstrează și la temperatură. Și partea cea mai frumoasă a lucrurilor este că poți să faci la 70 de grade dacă vrei. Sau la 80 de grade, sau la 90 de grade. Și la 60, dar eu fac la 70 de grade ceaiul de tei. E foarte bun, foarte practic. Am dat super puțin pe el, cred că am dat undeva la 17-18 lire. Vedeți că aveți de regulă aveți în descriere un link către o colecție de produse din astea pe care le folosim noi pe acasă. Ia uitați, domnule, nu mai văd o prin... Dau bine așa? Gospodina, da. Ce vedeți acolo, acea cutie,
Am mai făcut noi o boacănă, o să vedeți ce boacănă am mai făcut. Foarte mulțumită suntem o postă. Da? Da, foarte. E atât de ușor și de... Chiar stă și rățelul ăla, mie mi-era frică să nu plece. Și uite, deci tu ce lusturește și miroase super frumos. Da, îmi place. Super îmi frumos place, miroase. Place, da, da. Deci, practic, îl pui în baie, scoți repede un șervețel, îl pui repede, nu mai stai cu găleți, cu pune, căpăcele, pune, face, dă, pune apă caldă, pune apă rece, pune... Asta e deja... Deci, gospodină modernă, dragă. Dragă. Tadam! Am mop. Dar poți să te oprești acum ca să terminești cu mâncarea așa. Asta și te las după aia să dai cum da, cât vrei tu. E un pack complet. Ceva senzațional, foarte, foarte bună investiție. Eu zic că mergem la tăcutare să luăm, mai luăm un pack de ăsta, dacă te înțelegi foarte bine cu el, pentru că era foarte ieftin și era și la jumătate de preț. Dar vreau să le pun așa și le pun în baie, le țin în baie, pentru că nu am unde în bucătărie. Asta chiar nu mai e niciun soi deloc. Bun, ce am mai luat pe aici? Am luat ton, că vreau eu să-mi fac cu cartofi copți. Mie îmi place foarte mult tonul cu maioneză peste cartofi copți. Am spus, nu țin cont de nimic până dau examen. Nu, am luat niște măsline. Am luat niște șuncă din asta cu ierburi. Eu m-am uitat după mortadela, nu aveau din păcate. Și am mai luat și niște parizer italienesc. Sala. Așa. Are și cașcaval, mă rog, zic da. E cașcaval la mea. Am luat pizza asta, care este senzațională. Știți că sunt pe eu trăiesc pe pizza asta în ultimul timp. Am găsit un Marks & Spencer, mai ieftină decât la Costco. Da, mi se pare foarte ciudat. La Marks & Spencer e a 3,30 una. Dacă m-am uitat bine la preț, dar nu că ai făcut poză, nu? Am poză, m-am uitat la poză, da. Iar în Costco este 6,99. Sunt două 6,99. Două în Marks & Spencer sunt mai ieftine decât două în Costco. Ceea ce e foarte, foarte ciudat. Uite-o. Da. E aceeași pizza. Da, dar este foarte bună, foarte bună. Este pizza mea favorită ever, ever. În sensul că prefer să nu dau comandă. Seamănă foarte tare cu aia de la restaurant. Bă, e genul ăla napoletană. Uite, le-au pus aici. Ah. Am crezut că le-am uitat, Doamne, că nu, am luat și mere, că merele astea, v-am spus, de la Nana, sunt super bune de la Costco. Și folie pentru pus la fel în cuptor, ca orice gospodină care se respectă. Trebuie să ai niște folie din asta pe care o folosești în momentul în care dospești și faci tot felul de lucruri gustoase. A descoperit Delia recent că se poate pune direct pe, cum ai spus, direct pe foaie. Să nu te mai chinui să murdărești blatul cu ulei. O chestie tare. Câți metri sunt aici? Asta e, că așa mi-ai luat-o și pe aia de aluminiu, că a cumpărat două ori de aia de aluminiu. Și aia a fost foarte, foarte, e foarte, foarte mare și foarte grea și aluminiu, e foarte gros. Cred că poți să faci o capotă din folia aia de aluminiu. Iar asta văd că e la fel, dar nu știu dacă e la fel de solidă. Văd că are tăietor din ăsta aici și n-aș vrea să o scot din tăietor. Că dacă funcționează, dar ăsta totuși avea deschizător, pentru că Delia este da, de o inteligență, depășește inteligența da, mai mulți. Da, se ridica frumos de aici. Așa. Acum stai cu ea așa. Asta e foarte de ajutor. Zici că am descoperit, mă minunez de un mop și de asta de tăiat hârtia, de zici că n-am mai văzut până acum. Da, astea sunt achizițiile noastre pe lângă marea achiziție pe care a făcut-o Doru, care este sus la noi în dormitor, dacă vă vine să credeți, și s-a hotărât să facă cumva să avem casă cu garaj, pentru că avem nevoie de tot felul de lucruri de genul ăsta, pentru că, uitați, strângem tot felul de mașinării, că gata, ne... O să vedeți un pic mai încolo. Ne apucă. Voiam să vă arăt că v-am tot zis în vlogul ăsta despre ce ne-au trimis Mihaela și Cosmin și v-am zis de ciocolățica, pe care și astăzi am mâncat din ea, pe care scria o treabă, uite așa am desfăcut-o eu, am rupt capacul și imediat am început să mănânc din ea, dar ea, undeva aici pe ambalaj, avea așa Happy Anniversary! Ceva da. Ce noi n-am mai văzut. Și bineînțeles că avea și aici această felicitare frumoasă. Ia, uitați ce frumos. Pentru aniversarea noastră. Și eu, bineînțeles, că am mâncat ciocolata ca Nehalita, desigur. Și astăzi mi-am pus în piept și acest frumos mărțișor. Încerc să fac față haosului. Trebuie să punem pizza asta la cuptor. Trebuie să fac ceva cu cutia aia de acolo. Apropo de cutie, că am zis că vă arătăm ce a comandat Doru în cutia aia. Haideți cu mine să vedeți ce nebunie a putut să-și cumpere. Este ceva senzațional. Eu când l-am văzut în ea, m-a buvnit râsul. Deci e de râs, dar în același timp e terapeutic, că e foarte bună. Și e chitit să facă pe ea în fiecare zi. M-am pus și eu pe ea și am avut îndrăzneala să merg până la capăt. Însă, nu e chiar de... Ce să vă zic... Ia uitați-l. Uitați-l cum stă ca liliacul. Ce bine. Ce faci, Lilie, ce? Deci asta este o mașinărie care n-a mai intrat în sufragerie și trebuie să intre într-un da. Garaj.
trebuie să schimbăm casa, deci să luăm una cu garaj, garajul să transformăm. Deci mașinăria asta, my God, e genial. Ia uitați-l. Alina, Iulian, mulțumim mult pentru influencăreală. De când a văzut-o, ea sta gândul numai la ea și acum nu stă numai gândul, îi stă și spatele pe ea. Și e foarte, uite cât de ușor e, uite cât de ușor te ridici. Vreau și eu să mă urc pe ea. Ce, numai tu să fii Liliac pe YouTube? Vreau și eu să mă dau. Am dat și eu astăzi pe ea. E foarte practic. Dar eu simt că îmi vine sângele în cap și mă sperii. Bun. Eu zic că am întors lumea cu fundul în sus. Zic să ne vedem în vlogulețul următor, nu? Pa! Pa!